Bună ziua! Revenim cu un alt material despre satul Letea. Suntem intrați acum în porțiune de sat pe lângă biserică. Vom merge spre centru, la pas, o codobatură. Se aud prigorii. Prigoriile sunt cele care mănâncă insecte. În mod special albine, viespi, găinuși aici, un saivan, cum se spune în zona noastră, acoperit cu stuf. Case părăsite, din păcate. Pe jos să știți că avem nisip, dacă se observă. O culoare verde specifică deltei, verdele și albastru, care se practică la case, cele părăsite. Gândiți cum se făceau înainte, din chirpici și acoperite cu stuf. Suntem lângă biserică. Mergem pe o străduță, uliță, cum vreți să-i spuneți. În față avem albastru, specific deltei, foarte popular. Biserica se observă. Casă simpatică aici, nu știu dacă mai este locuită, se pare că nu prea, sau dacă sunt bătrâni, dar nu pare să fie locuită. Aici cu verde este și albastru, copiș de stuf. Casă iarăși cochetă aici cu albastru. Lacăt la poartă, deci probabil nu locuiește nimeni. O altă uliță. Mai continuăm. Avem intrarea la biserică. Se aude și muzică. Un gard frumos, vopsit probabil de curând. Și aici la fel, cred că e mai dificil pe partea stângă să vedeți pentru că e soarele. Dar... aici o casă în construcție, alta vis-a-vis părăsită. Alta, din păcate, părăsită. Da? Se aude muzică. E locuită. Săruna. Casă acoperită cu tablă, cum se practica înainte, aici vechiuța, probabil locuită, că se vede că este aranjată. Aici alte case părăsite, din păcate aici trebuia predomină cele părăsite și nelocuite. Aceasta și iasă, din păcate. A avut tablă și se observă și restul a rămas doar lemnul. Aici e acoperită cu stuf. Aici alte două case părăsite. Două, trei.
Suntem într-o zonă aproape de canal, centrală totuși, dar probabil altă casă aici, altă gospodărie. Are câine, de ce posibil să locuiască? Da, e locuită și pisică. Azi, ia. E un albastru frumos. Vă spuneam de prigori, ia să vi le arăt. Sunt așa de frumoase. Ia, uitați, acolo se vede o prigorie. E puțin pe zoom. Au un colorit foarte frumos, verde cu galben, cu roșu, zboară acum. Avem și un cățeluș aici. Casa albastră, care vă spuneam, foarte frumoasă, cu gărduțul vopsit. O altă casă cochetă. Suntem într-o duminică. Activitatea nu este foarte mare. Altă casă părăsită, din păcate, cu teren, și o altă casă în care se adăpostesc niște căluți. Ia să-l vedeți pe unul cum se uită la mine. Hop! Așa, ăla se vede, este pătat pe cap. O să merg spre ei, probabil să vă speria un pic, dar să vi arăt. Alții care stau la umbră aici, sunt ai localnicilor. Să vi arăt pe aceștia. Ia să vedem pe cel pătat. Stau la umbră. Aici predomină arșița. Hop. Ia să vedem ce faci tu. Hop. Vă ziceam de cel pătat. Ia uite, a trecut capul pătat. Hop. Și încă unul. O casă părăsită, transformată în burlog pentru călți. Așa arată o porțiune din satul Letea. Uneori tristă, uneori mai veselă. Cam asta este viața momentan în delta Dunării, în satele îndepărtate de civilizație. Avem și o mașină care se apropie, cu turiști probabil. O zi frumoasă de la Letea, vă salutăm cu drag, Ciprian Safca.